Postul și neascultarea. Odată, doi frați dintr-o mănăstire s-au sfătuit să postească și să se roage într-un beci, neștiuți de nimeni. După o săptămână au venit la egumen și i-au spus: Părinte, vă rugăm să ne spovediți, că mâine vrem să ne împărtășim. Dar unde ați fost voi doi până acum? Întrebă egumenul. Am postit și ne-am rugat în beci. Cine v-a dat binecuvântare să faceți aceasta? Dar pentru post și rugăciune mai trebuie binecuvântare? Eu nu vă spovedesc până nu vă căiți de neascultarea voastră, a spus egumenul. A doua zi, frații s-au îmbolnăvit amândoi. Atunci starețul a pus obștea la post și rugăciune pentru ei, li s-a făcut sfântul maslu și s-au vindecat. Așa s-au izbăvit cei doi frați de neascultare și au ținut posturi aspre doar cu binecuvântarea duhovnicului.